Autoritățile locale din Slobozia au primit vizita unei delegații din Turcia. Militarii au venit la cimitirul eroilor pentru a-și comemora camarazii căzuți la datorie. Delegația militară din Turcia a depus o coroană de flori și a păstrat un moment de reculegere în memoria eroilor țărilor căzuți în războaiele purtate de-a lungul istoriei. La ceremonia de la cimitirul eroilor s-a intonat imnul de stat al turcilor, s-a rostit o rugăciune și au fost vizitate mormintele eroilor. La Slobozia sunt îngropați peste 1400 de militari turci căzuți în primul război mondial.